Dragi prieteni, fotbalului, etapa viitoare a noua, vineri 20 octombrie de la ora 15, Dacia Unirea Brăila va juca pe teren propriu cu Sporting Liești, CSM Râmnicu Sărat, Metalul Buzău, sâmbătă 21 octombrie, tot de la ora 15, Hamangia Baia, CSM Focșan 2007, Viitorul Șuțești, Unirea Braniștea și Voința Limpeziș, Viitorul Ianca. În etapa a 10-a, sâmbătă 28 octombrie, de la ora 15, băieții noștri vor juca din nou în deplasare la CSM Râmnicu Sărat. Astăzi, în calificările pentru Euro 2024 Germania, de la 21:45, sunt trei derbiuri: Austria-Belgia în grupa F, Olanda-Franța în grupa B și Portugalia-Slovacia în grupa J. Ieri, Belarus-România 0-0, Andorra-Kosovo 0-3. Nimic nu ar trebui.
Thank you.
Ajut! 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 Aj
Al meciului cu CSM Focșani 2007 înscrie cu numărul 4 Lucian Acasandrei din cornerul executat de John Toba. 1-0 CSM Focșani 2007, Dacia Unirea Brăila. Hai! 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 H
Nu,
Trebuie lăsați-i!
În minutul 21 al meciului, gol! CSM Focșani 2007 înscrie din lovitură liberă cu numărul 21, Robert Enache! 2-0 CSM Focșani 2007, Dacia Unirea Brăila! În minutul 24 al primei reprize, cartonaș galben pentru Ado Bonu Israel de la formația Dacia Unirea Brăila. Bravo, Frank, bravo, ciao! Luci!
Minutul 30 al primei reprize, cartonaș galben pentru Răzvan Gorovei de la CSM Focșani 2007. Hai,
lungă, cu Cristi! Ești la cu Cristi! Come on!
sigur că un gol. Joacă mai mult în centru, nu stânga! Aduce și păr aici! Nu te-a dubat! Nu, a venit Cristi! Ale! 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 Ale!
În minutul 41 al primei reprize, cartonaș galben pentru AC Loc de la Dacia Unirea Brăila, numărul 15. În minutul 45 al primei reprize, cool! CSM Focșan 2007 înscrie din 11 metri capitanul echipei cu numărul 24, Cristian Ciopanu, după un fault la Răzvan Gorovei. Go!
Pauza la Focșani. După 45 de minute plus prelungiri, 3-0 CSM Focșan 2007, Dacia Unirea Brăila, goluri Luciana Casandre în minutul 7, Robert Denache în minutul 21 și Cristian Ciobanu din 11 metri în minutul 45. Revenim în scurt timp.
Nu ești singurul care mi-ai zis să mă opun. Înțelegi? Vezi tu? Știi? Vezi? Vezi? Vezi?
Dragi prieteni ai fotbalului, duminică 15 octombrie, reprezentativa României va juca pentru Euro 2024 la București cu Andorra de la 21:45 de minute pe Prima TV. Tot duminică se va juca Elveția-Belarus în aceeași grupă de la ora 19. Câteva rezultate de ieri în preliminariile Euro 2024: Albania-Cehia 3-0, Croația-Turcia 0-1, Spania-Scoția 2-0. Tot ieri Belarus-România 0-0 și Andorra-Kosovo 0-3. În grupa României, pe locul 1, Elveția, 14 puncte din 6 jocuri. România este pe locul 2, 13 puncte din 7 jocuri. Pe 3, Israel, 11 puncte, 6 jocuri. Pe 4, Kosovo, 7 puncte din 7 jocuri. Pe 5, Belarus, 5 puncte din 7 jocuri și pe 6, Andorra, 2 puncte din 7 jocuri. Partida de mâine, de duminică, 15 octombrie, Kosovo-Israel, a fost amânată. Din minutul 46 al meciului, două schimbări la formația oaspete, Dacia Unirea Brăila. Au intrat cu numărul 9, Colade Adeniji, și cu numărul 18, Altai Kayalik. Thank you.
Informația brăileană, au ieșit la pauză numărul 14, Ștefăniță Sava, și numărul 8, Rareș Boroșu. Pleacă, mă, din! Alergați! Alergați! Eu! Eu! Eu!
Thank you.
În minutul 58 al meciului, schimbare la CSM Focșani 2007, iese cu numărul 95 Răzvan Gorovei, intră cu numărul 10 Alexandru Zaharia. Și a doua schimbare la CSM Focșani 2007 a ieșit cu numărul 15 Andrei Mazilu, a intrat cu numărul 6 Dimitrie Toader. Dublă schimbare și la Dacia Unirea Brăila în minutul 59 au ieșit cu numărul 5 Amara Ture și cu numărul 12 portarul Andrei Moisoiu, au intrat cu numărul 21 Robert Dragomir și portarul cu numărul 71 George Gana. Come on!
Come on,
Vamos lá, vamos lá.
Minutul 76 al meciului, cartonaș galben pentru numărul 4 de la Dacia Unirea Brăila, Adabonu Israel. Atenție,
În minutul 80 al meciului, triplă schimbare la CSM Focșani 2007. Au ieșit cu numărul 4, Luciana Casandrei, cu numărul 24, Cristian Ciobanu și cu numărul 11, Frank Ceasem. Au intrat cu numărul 30, Marius Pahonțu, cu numărul 22, Robert Riza și cu numărul 5, Ianis Mihart. A fost o schimbare și la formația oaspete, Dacia Unirea Brăila. A ieșit cu numărul 19, Coco de Dan. A intrat cu numărul 7, David Condruz. Bravo, bravo, Dimitri! Bravo, bravo!
Haide, haide! 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 Haide, haide!
3 minute de prelungiri pentru repriza secundă acestei partide. Pasă! Voi dați-mi!
Final de meci la Focșean, doamnelor și domnilor, dragi prieteni ai fotbalului. 3-0. CSM Focșean 2007, Dacia Unirea Brăila. Luciana Casandrei în minutul 7, 1-0. Robert Tenache în minutul 21, 2-0. Cristian Ciobanu din 11 metri, minutul 45, 3-0. Felicitări echipei noastre pentru această victorie. CSM Focșean 2007 conduce detașat în seria a doua, Liga a treia la fotbal. 24 de puncte, 8 partide disputate, 8 victorii pentru băieții noștri. Aplauze pentru CSM Focșean 2007! Felicitări, băieți, pentru această victorie, etapa viitoare a noua, sâmbătă 21 octombrie de la ora 15, CSM Focșean 2007 va juca în deplasare la Hamangia Baia, în județul Tulcea, iar în etapa a 10-a, sâmbătă 28 octombrie de la ora 15, CSM Râmnicu Sărat, CSM Focșean 2007. Așadar, două deplasări pentru echipa noastră. Vă mulțumim pentru prezența la stadion și pentru faptul că sunteți alături de băieții noștri meci de meci. Mâine de la ora 17 la sala sporturilor pentru iubitorii sportului, basket masculin, CSM Focșean 2007 întâlnește pe CSM Târgu Mureș, iar duminică de la 17:30 tot la sala sporturilor din Focșani, handbal masculin Liga Națională, CSM Focșean 2007 întâlnește pe CSM București. Vă mulțumim tuturor încă o dată, numai bine, weekend plăcut în continuare!